avem o șovanică. Pentru cine am muncit toată viața mea, măi? Pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Păi pentru cine am muncit toată viața mea, măi? Pentru copil, pentru casă și titața mea. Am muncit și nopți, dar am filmat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am cântat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Ia-o-s-o. Music. Am cântat zile și nopți, dar pentru copii, măi. Cât trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Măi, am cântat zile și nopți, doar pentru copii, măi. Cât trăiesc pe lume, Doamne, le fac bucurii. Am cântat și nopți, dar am filmat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am cântat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Oh! Ștefane, dragă, ca să câștigi bani. Te iubești o țară întreagă și ai mii de fani. Ai cântat zile și nopți și ai îmbătrânit. Dar să știi, neluță dragă, că tot ești iubit. Hai, am cântat și nopți, dar am filmat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Am filmat și nopți, dar am cântat și zile. Pentru tine, draga mea, ca să te simți bine. Nelu Coeșteanu, ștara Fuseu. Notele jurului, nu-mi place, Nelu. Notele jurului. Mulțumim, mulțumim, foarte generoși. Foarte generoși, da. Jurul a fost foarte generos în această seară. Mulțumim frumos. Ăla micu e băiatul meu. Dacă îți dădea o notă mai mică de zi. A, nu mai e băiatul meu? Ți-a plăcut, tati? Da! Ba, bravo, bravo! Bun! Oameni buni, aplauze pentru Nelu. Îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și venit, am avut onoare și șansă să fiu alături de tine. Plăcerea e de partea mea. Mulțumesc frumos, băieți! Iulia! Da, Ștefan, este o atmosferă de sărbătoare, o zi frumoasă pe care o petrecem cu prietenii. Tocmai de aceea am doi prieteni buni lângă mine, Claudia și Ionel. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit și la mulți ani românilor din toată țara! La mulți ani tuturor! Și voi sunteți români, la mulți ani! Cum a fost când ai ajuns acasă cu Sara? Ce ți-a spus? N-am uitat, bineînțeles, la televizor vineri, la emisiune, iar ea m-a întrebat, mami, tu unde ești? Și zic, păi sunt aici lângă tine. Nu, nu, tu trebuie să fii acolo. Deci a fost puțin tristă că eu n-am mai apărut la televizor și ea nu m-a mai văzut pe ecran. Dar era foarte fericită că eu sunt lângă ea și nu s-a mai desprins de mine. Și acum când am plecat la București a trebuit să o păcălesc puțin. Ca să, altfel, s-ar fi ținut scai de mine, era și aici. De nimic, o vede pe mami la televizor și o să afle și o veste bună în această seară. Pentru că pentru tine și fetița ta, Sara, Energy Service Group îți oferă șansa, ție și Sarei, mai ales Sarei, de a beneficia de cea mai bună educație, pentru că ei au deschis un fond de pensii, un fond de studii, îmi cer scuze, în care lunar vor dona bani pentru educația Sarei. Deci de acum înainte, Sara va avea ce ți-ai dorit tu cel mai mult. Visul pentru care tu ai venit să lupți aici s-a împlinit.
Vă mulțumesc foarte mult. Știu că în spatele acestui nume stau niște oameni și le mulțumesc pentru că au apreciat povestea mea ca fiind una interesantă, de asemenea producătorilor acestor emisiuni care, care m-au adus aici. Le mulțumesc din suflet. Și noi îți mulțumim pentru că ai luptat până la capăt pentru fetița ta și cred că o să-și aduc aminte întotdeauna de ce a făcut mama ei pentru ea. Peste un timp ea va aprecia de asemenea efortul acestor oameni. Vă mulțumesc! Ionel, și tu ai luptat pentru părinții tăi aici în concurs. Cum au reacționat ei când ai ajuns acasă? Ce ți-au spus? Așa, m-au primit cu brațele deschise și mi-au spus bravo Ionel și niciodată nu credeam că vei putea să lupți pentru noi și cel puțin pentru tatăl tău adoptiv. Aceste cuvinte îmi vin din suflet și vreau să le spun părinților că dacă ar mai fi încă o emisiune, aș lupta chiar și mai mult pentru ei ca să-i văd acasă, fericiți și sănătoși cum erau înainte. Să știi că lucrul ăsta se va întâmpla. Pentru că în seara asta, la fel ca și Claudie, îți vom oferi un cec. Un cec din partea Finco & Partners, care vă oferă un ajutor de 5.000 de euro. Mulțumesc mult firmei Finco & Partners. Așa și nu în ultimul rând, emisiunii Dansez pentru tine, producătorilor și echipei întregi. Mulțumesc mult! Și noi vă mulțumim pentru tot ce ați făcut aici, iar acum legătura înapoi la Ștefan. Doamnelor și domnilor, la Dansez pentru tine, știrile au și ele coreografia lor. Ne demonstrează astăzi Corina Caragea și Edi Stancu. Da, vă văd echipați, Formula 1, un pic așa stătea. Tot cu creastă, vezi? Da, la tine nu se poate, ai, ca să mă exprim metaforic, ai o creastă dublă acum. Da, arăți foarte bine și tu arăți foarte bine și tu arăți foarte bine. Și eu cum arăt? Vai de mama mea. Noroc că sunt alături de voi, am să mă aranjez și eu puțin. Voi dansați pentru această fetiță, pentru Elena, care nu-și dorește decât un singur lucru. Să vină mama acasă și să o poată strânge în brațe, pentru că n-a văzut-o de luni de zile. Elena, crezi că o să danseze bine? Da. O să danseze bine. Eu vreau să facem o vraje acum, ca să fie totul perfect. Fii atentă, ia ține degetele așa și facem, ne uităm acolo și facem hocus pocus, ia fă. Hocus pocus. Cine e după paravan? Cine e acolo? Mama? Bine ați venit! Mă bucur că... De când n-ați mai văzut-o pe Elena? În aprilie? A venit mami? Da? Da. Ți-am promis că facem o vrajă? Da. Ai văzut? De fapt, tu ai făcut vrajă. Ai făcut hocus pocus și a venit mami. Acum stai cu mami, stați amândouă, pentru că e mult de spus, mult de povestit. Iar Edi și Corina vor dansa pentru voi. Veți dansa... Dacă spun acum, veți dansa samba. Te-am băgat în ceață. Veți dansa folclor. 5 secunde de concentrare.
Muzică, ba de DJ! Robotă de aplauze! Robotă de aplauze pentru Corina și Edi! O secundă. Micuțule Will, dă sulița aia puțin mai jos. Mă uitam la știri sportive, juca Dinamo. Ah. 1-0. Minți, s-a terminat 4-1, să nu mă mai minți, știu tot. Absolut tot. Bine, bun, nu mai contează. Mă uitam la știrile sportive și am nimerit la Dansez pentru tine. 10. 10. 10. Extraordinar. Cât de inconstant e jurul în această după-amiază. Tânărul meu prieten, Radu, da? Ștefan, are plăcerea să dea nota 10 pentru Corina și Edi. Măi, ce cauți acolo, măi, chitațule? Nota 10. Neamărine. Felicitări, Corina. Prietene, ești bun. Îmi pare rău că nu pot să vin să dansez cu tine aici, că trebuie să terminăm mai repede, dar îți dau un 10. 10. Neamărine, ești invitat aici. Olele, când vrei, matale. Vrei să vii acum? Ia uite, cine m-a pus să spun? faceți loc! Faceți loc că vine! Deci avem o surpriză, o să dansăm hip-hop. Ia, Neamărine. De instructor de dansă. Bun? Popular. Un sincron amândoi din... De hip-hop. Hai că eu am plecat. Bravo, domnilor! Neamărin, dar și Edi! Bravo! Beatriz, iartă-mă, ai dat notă? N-ai mai apucat. Iartă-mă, am crezut că ai dat, că dați aceleași note, da. Zinte-ro. Acum e o notă pentru toți trei. Dă-i, 11. 10. Bravo! Bravo, ați dansat extraordinar. Îmi pare rău că sunt presat de timp și vă împing așa. De când îmi doream să ajung și eu față în față cu dumneavoastră? Votați perechea favorită. Trimiteți pentru ea un SMS... sau dați un telefon. E foarte simplu. E specialitatea voastră. Astăzi este o zi dedicată copiilor. Pentru ei suntem, de fapt, aici. Să-i ajutăm să-i creștem mari. Urmăriți imaginile. George și-a dorit dintotdeauna să devină călușar. La 8 ani s-a înscris singur la cursurile de la Căminul Cultural. Călușul este o tradiție în familia mea și am moștenit-o de la bunicul meu. Părinților le-a fost greu să-l susțină financiar, însă George nu a renunțat la pasiunea lui. I-am spus lui George de multe ori că nu-l mai lasă să mai ducă la căluș. Și el mi-a spus că nu, eu am intrat la căluș, eu ies când o-i vrea eu. Tatăl s-a chinuit ani de zile să-și întrețină familia, dar banii nu le ajungeau deloc.
Așa că și-a făcut curaj și a plecat în Italia ca să le poată asigura un viitor mai bun copiilor. Le-a spus că nu-și dorește ca ei să ajungă simpli tractoriști, așa cum a fost și el. Era bine când eram cu el acasă, dar a plecat să facă un ban. Tatălui a fost foarte greu printre străini. Nu cunoștea limba, nu găsea loc de muncă și nici nu avea unde să doarmă. A dormit prin mașină, prin gări. Nu prea a găsit la început. Nu cred că este ușor acolo. Aș vrea să...